Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Iată-ne la încă un episod despre momentul în care am întors armele din 1944, 23 august. Suntem cu istoricul nostru Mihai Burcea și pornim de pe Schitul Măgureanu, numărul 19, dar mai multe o să ne spună Mihai. Da, suntem pe strada Schitul Măgureanu, numărul 19. În spatele meu se găsește un imobil de 5 plus 1 etaje, un bloc ridicat în anul 1929 de cel mai important arhitect al nostru, Horia Creangă, un arhitect care ne-a lăsat moștenire de zeci și zeci de clădiri din București. Acest imobil ridicat în 1929 este clădit imediat după ce a venit de la Paris, după ce și-a desăvârșit studiile la Paris. Un imobil care era ceva, la acea vreme, un loc foarte cochet în această zonă. Vis-a-vis avem parcul Cismigiu, grădina Cismigiu și chiar lângă noi se află Rotonda Scriitorilor din Rondul Roman, un ansamblu monumental inaugurat în 27 iunie 1943. Și revenind, de ce am oprit aici, pe Schitul Măgureanu numărul 19, pentru că la momentul 23 august 1944, aici locuia avocatul, fruntașul Partidului Național Țărănesc, Aurel Lecuția. Aurel Lecuția era un fruntaș țărănist din Transilvania, un apropiat, un devotat al lui Iuliu Maniu, și în vara anului 1944, în acest imobil, au avut loc mai multe întâlniri. Întâlniri politice, întâlniri semiconspirative între Iuliu Maniu și liderii comuniști, nu știu, Mihai Maigheru, Lucrețiu Pătrășcanu, Constantin Agiu sau Constantin Tile Petrescu. Aurel Lecuția locuia la etajul 5 al imobilului, iar sub el locuia Sabin Manuilă, directorul Institutului Central de Statistică, unul dintre cei mai importanti statisticieni sociologi din acele vremuri. Aurel Lecuția i-a pus la dispoziție, așa cum au făcut și alți fruntași țărăniști, prieteni politici ai lui Iuliu Maniu, i-a pus acest apartament la dispoziție liderului PNţ Iuliu Maniu, pentru ca acesta să aibă aceste întâlniri conspirative din vara anului 1944, întâlniri care au contribuit la înfăptuirea și desăvârșirea actului de la 23 august. Imobilul este unul de factură Art Deco, tradițional combinat cu elemente de factură Art Deco. În imobil au mai locuit reputatul avocat, șeful bareului București din anii 40, Constantin Bălăceanu Paraschivescu. De asemenea, a mai locuit și un alt apropiat al lui Iuliu Maniu, doctor medicul Ion Jovin, cel care vă spuneam într-un din episoadele anterioare că deținea un sanatoriu pe Bulevardul Dacia, exact locul din care a fost arestat Iuliu Maniu în anul 1947. Blocul din spatele meu se găsește la o distanță foarte mică de locul în care locuia secretarul particular al lui Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, care domicilia vis-a-vis de parc, pe partea cealaltă a parcului, pe strada Dr. Marcovici, numărul 9, un loc în care vom merge un pic mai târziu, dar deocamdată vom continua să ne deplasăm către capătul străzii Schitul Măgureanu, către strada Știrbei Vodă, pentru că pe Știrbei Vodă, în stânga, cum o vom lua un pic mai sus, se găsea Marele Stat Major la momentul 23 august 1944. Ne aflăm pe strada Știrbei Vodă, numărul 79-81, la acel moment, la momentul 23 august 1944, aici se afla sediul Marelui Stat Major al Armatei, în spatele meu, unde actualmente se găsește sediul Direcției Naționale Anticorupție din cadrul Parchetului General. Sediul Marelui Stat Major, așa cum am spus, se află la câteva sute de metri de Palatul Regal și la 200 de metri de locuința de domiciul avocatului Aurel Lecuția, cel despre care am vorbit mai devreme, care la rândul său a făcut angrei de pușcărie, fiind arestat în anul 1947-48 și fiind eliberat abia în 1964, el decedând la scurt timp în anul 1964, la scurt timp după eliberare. La momentul 23 august 1944, aici a venit noul șef al statului major, generalul Gheorghe Mihail, cel care fusese numit cu câteva ore în urmă, în funcție de șef al Marelui Stat Major. În ce context? După ce Antonești au fost arestați de către grupa batalionului de gardă regală și introduși în seiful cu timbre al Palatului Regal, conspiratorii și noul guvern erau puși într-o situație dificilă pentru că încă nu erau pregătiți definitiv, având componența noului guvern și cu noua echipă guvernamentală. Generalul Gheorghe Mihail se afla printre conspiratori. El participase la unele ședințe conspirative și se afla, să zicem, pe lista scurtă a noului guvern, dar la acel moment nu se știa unde este. El venise cu 3 zile în urmă împreună cu regele de la Sinaia, pentru că el avea o vilă la Sinaia, și după 13-14 iunie, așa cum am mai spus într-un episod anterior, el plecase la Sinaia după ședința din conspirativă din Calea Moșilor numărul 103, din noaptea de 13-14 iunie, plecase la Sinaia și a rămas acolo o bună bucată de timp. A revenit în București pe 20 august. Principalii conspiratori nu știau că generalul Gheorghe Mihail se află undeva în zonă în ziua de 23 august,
dar a fost văzut de către unul din ofițerii din batalionul de gardă regală, care i-a raportat colonelului ajutant Emanuel Ionescu, care l-a alertat pe Sănătescu, spunându-i că unul dintre ofițeri l-a văzut pe una dintre ferestrele palatului, pe generalul Gheorghe Mihail, care se plimba la acel moment, seara zilei de 23 august, în jurul palatului, cu unul dintre ofițeri. Se întâlnise cu unul dintre ofițeri în fața palatului regal. Și Sănătescu a dispus, și colonelul ajutant Ionescu au dispus ofițerilor din batalionul de gardă regală să-l cheme pe generalul Mihail, să-l cheme în palat, pentru a-l coopta în noua formulă guvernamentală. Generalul Mihail a venit în palat, generalul Sănătescu i-a prezentat noua funcție și l-a rugat foarte mult să preia șefia Marelui Stat Major. Acesta a fost de acord. Sănătescu a venit la Marele Stat Major pentru a-i pregăti venirea și pentru a sta de vorbă cu generalii care la acel moment se aflau în clădirea Marelui Stat Major. Șeful Marelui Stat Major de la acea vreme, generalul Ilie Șteflea, nu se afla în clădire pentru că tocmai în dimineața acelei zile fusese numit de Antonescu în funcția de comandant al armatei A4, armata A4 care se afla în dezagregare, într-o stare deplorabilă pe frontul din Moldova. Și atunci generalul Antonescu, conducătorul statului, a decis ca șeful Marelui Stat Major să meargă la fața locului și să pună ordine în organizarea armatei A4. Și astfel generalul Ilie Șteflea a părăsit Bucureștiul și s-a deplasat pe frontul din Moldova, lăsând în conducerea Marelui Stat Major pe adjuncții săi. Generalul Sănătescu a venit, i-a pregătit venirea, s-a întors la palat și atunci Gheorghe Mihail a venit în această clădire din spatele meu, în clădirea Marelui Stat Major, și de aici a emis directiva operativă din seara zilei de 23 august 1944, care prevedea blocarea trupelor germane din București, de pe Valea Prahovei și din țară, din zona Brașovului și din zona Moldovei, blocare pe cale amiabilă sau blocare prin foc. De asemenea, tot de aici s-a dispus și ulterior și de la Comandamentul Militar al Capitalei, ocuparea principalelor instituții de forță din capitală de către trupele fidele noului regim. S-a dovedit în fapt că, de fapt, toată armata a trecut de partea regelui și nu a fost aproape nicio dezertare, nicio defecțiune majoră care să afecteze întregul plan conspirațional care a condus la instituirea noului guvern și introducerea unei noi ordini, unei noi viziuni transmise către armata română. Acum vom traversa puțin ca să vedem și câteva elemente de detaliu din această clădire. Ea este bine cunoscută tuturor. Este o clădire extrem de populară pentru că frecvent de aici se difuzează imagini cu inculpați sau anchetați în diferite cazuri de mare corupție. Direcția Națională Anticorupție are printre atribuții cercetarea și investigarea cazurilor mari de corupție și bancrută frauduloasă, deturnare de fonduri și trafic de influență, să zicem. Ultimul caz este cel al rețelei Coldea. Da, și acum avem aici frontul de la stradă. Iar aici, în fața noastră, este un bust al generalului Alexandru Cernat. Se pare că este într-o curățenie generală toată instituția. Probabil că se pregătesc noi arestări. Da, aceasta este povestea clădirii Marelui Stat Major de pe strada Știrbei, Vodă 79-81. Iar de aici ne vom deplasa din nou către Parcul Cismigiu, către locuința secretarului personal al Iuliu Maniu, Corneliu Copos. Ne aflăm în piața Walter Mărăcineanu, celebrul ofițer, capitanul Walter Mărăcineanu, cel care înfiptă steagul unității sale pe reduta Grivița în războiul de independență. Piața Walter Mărăcineanu, care la momentul 23 august 1947, aici se găsea clădirea, sediul Ministerului de Război. Unele birouri se aflau în dispersie în afara Bucureștiului, dar în principal ministerul funcționa de aici, din piața Walter Mărăcineanu, în clădirea din spatele meu. De asemenea, în spatele meu se găsește o statuie, Avântul Țării se cheamă. Este o statuie ridicată în anii 20, în memoria luptelor armatei române din campania dusă în Bulgaria din anul 1913. În perioada comunistă, basoreliefurile care se aflau pe soclu au fost răzuite și astăzi nu se mai găsesc pe statuie. Statuia reprezintă o femeie care simbolizează patria și un ostaș în luptă. Femeia are un steag cu o lance și un ostaș care reprezintă armata română. Un vultur, de asemenea, și se află amplasat în fața sediului Ministerului de Război de la acea vreme. Ministerul de Război, la fel pe același calapod ca Marele Stat Major, ca sediul Marelui Stat Major din strada Știrbei-Vodă, a fost preluat de către noua conducere prin generalul Mihail Racoviță. Constantin Pantazi, ministrul antoneștian al apărării, ministrul de război al apărării din guvernul Antonescu, la rândul său a fost chemat la Palatul Regal, care se află în dreapta mea la nici 200 de metri, a fost chemat în seara zilei de 23 august,
pentru a fi reținut și el și a fi sechestrat. De ce? Pentru că noua conducere a țării nu voia să aibă probleme cu ofițerii fideli regimului Antonescu. Constantin Pantazi a venit la palat, el a fost arestat imediat, a fost reținut de către ofițerii din batalionul de gardă și introdus în cazarma batalionului de gardă. Unii dintre cei arestați, dintre cei reținuți, au fost introduși în cazinoul ofițerilor, pentru că palatul avea și un astfel de loc, un astfel de local. Iar Constantin Pantazi ulterior a fost vărsat în sistemul penitenciar. În perioada comunistă a făcut ani grei de pușcărie și a murit la penitenciarul Râmnicu Sărat, un penitenciar de izolare, care în zilele noastre guvernul României se străduiește să-l readucă la viață sub forma unui loc al memoriei. Pentru că în penitenciarul de la Râmnicu Sărat au fost întemnițați mai mulți deținuți politici, precum Ion Mihalache și chiar Vasile Luca, cel care făcuse parte din conducerea secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Român și care la un moment dat, în 1952, a fost debarcat de la putere, debarcat de la conducere, arestat și mai târziu judecat și vărsat la fel în sistemul penitenciar și și-a găsit moartea la penitenciarul Râmnicu Sărat. Așadar, sediul Ministerului Apărării, Ministerului de Război, la momentul 23 august se găsea aici, în piața Walter Mărăcineanu, iar noi, noua conducere a țării a continuat să-și desfășoare activitatea prin Ministerul de Război în această clădire. Ne aflăm în fața Palatului Regal. La momentul 23 august, actuala piața Revoluției se numea Piața Palatului. În spatele meu este poarta din aripa Crețulescu, pentru că în dreapta mea se găsește Biserica Crețulescu, iar aripa sudică poartă denumirea de aripa Crețulescu. În ziua de 23 august 1944, Ion Antonescu a venit într-o audiență de la Palatul Snagov, deci de la Snagov, de la Palatul Principelui Nicolae, acolo unde se afla guvernul în dispersie, pentru că din aprilie 1944 începuseră bombardamentele în București și guvernul se mutase la Snagov, iar Ion Antonescu și instalase reședința la Palatul Snagov, Palatul Principelui Nicolae. Așadar, Ion Antonescu vine în București cu suita sa, parchează Mercedesul său blindat pe care îl primise de la Hitler, parchează exact în fața porții Palatului Regal, se dă jos, este preluat de colonelul ajutant Ionescu. Suita sa, care era formată din 4-5 mașini, parcase în stânga și în dreapta statuii regelui Carol I, iar el se intră în aripa Crețulescu, fiind condus de către aghiotantul regal, colonelul ajutant Ionescu. Acesta îl conduce către Casa Nouă, deci reședința regelui, unde regele locuia cu familia, deci într-o vilă din spatele Palatului Regal, care astăzi nu mai există pentru că a fost bombardat în ziua de 24 august de către aviația germană. Așadar, audiența regală a avut loc în Casa Nouă, în Vila Nouă, în Casa Albă, cum mi se mai spunea. Acolo, lui Ion Antonescu i s-a pus în vedere să încheie armistițiu și să depună armele, pentru că rușii spărseseră frontul la 20 august 1944 și se apropiau vertiginos de capitală. La această audiență, care a avut loc în Salonul Galben, pentru că pereții erau tapetați cu un material de culoare galbenă. Așadar, la această audiență din Salonul Galben au participat Mihai Antonescu, care venise la Palatul Regal tot într-o audiență în aceea zi, dar la ora 15. Antonescu sosise la ora 16. Deci Mihai Antonescu se găsea deja în Salonul Galben, în audiență. Și, așa cum am spus, la această audiență au mai participat generalul Constantin Sănătescu și regele Mihai. După 45 de minute de discuții, regele a pus în vedere să cheie armistițiu, să capituleze în fața sovieticilor, însă Antonescu a refuzat acest lucru și a spus că el își alege singur momentul și nu primește dispoziții de la nimeni când este necesar să se încheie acest armistițiu. În fața acestui refuz, regele Mihai a ieșit puțin pe culoar, invocând uitarea unei tabachiere sau un pahar cu apă. A vorbit cu conspiratorii, pentru că toată lumea aștepta momentul arestării în cazul în care Antonescu ar fi refuzat să cheie armistițiu. Se pregătise pentru această ipoteză, pentru această variantă de a-l aresta. Dar această variantă se punea în aplicare numai în momentul în care Antonescu refuza cu obstinație să semneze armistițiu. Pe culoar se aflau baronul Mocioni Stârcea, secretarul particular al regelui Mircea Ionițiu, după o perdea se afla și colonelul ajutant Ionescu și regele a ieșit pe culoar, le-a spus prietenilor săi că generalul Antonescu refuză să semneze armistițiu. A reintrat în Salonul Galben și i-a declarat generalului că îl demite din funcția de conducător al statului și că din această clipă el va prelua conducerea statului. Ion Antonescu a fost surprins de moment, nu se aștepta la acest deznodământ. A avut un gest de a duce mâna la piept pentru a-și lua batista. În acest moment,
garda, grupa care era pregătită pentru a-l aresta și care intrase în salonul galben, unul dintre subofițeri, văzând acest gest al mareșalului, a încercat să a pus mâna de fapt pe mareșal, crezând că mareșalul pune mâna la pentru a scoate o armă. Deci a avut această mișcare brutală acest subofițer. În acel moment, generalul Antonescu a avut o reacție bruscă, prin care a încercat să se elibereze din brațele subofițerului. În acest moment, generalul Constantin Sănătescu a avut un moment de slăbiciune și a ordonat acestui subofițer să ia mâinile de pe conducătorul statului. De ce? Pentru că Constantin Sănătescu totuși fusese coleg cu Ion Antonescu, coleg de promoție în școala de cavalerie, ambii erau cavaleriști, și a avut un moment de ezitare. Însă, colonelul adjutant Ionescu, care, așa cum am spus, se afla după perdea, a avut un moment de inspirație și a ordonat grupei de subofițeri să execute ordinul. Subofițerii au executat ordinul ajutantului regal Ionescu, i-au arestat pe cei doi antonești și i-au dus într-o cameră care se afla la etajul vilei, unde regele Carol al II-lea obișnuia să-și adăpostească colecția de timbre. Antoneștii au fost deținuți în acest seif până la orele 3 dimineața, în dimineața zilei de 24 august 1944, când cei doi au fost preluați de către o grupă a Partidului Comunist formată din 7 luptători ai forțelor de luptă patriotice, deci paramilitarii Partidului Comunist. Această grupă fusese strânsă de inginerul Ceaușu, de către Emil Bodnăraș, în seara zilei de 23 august, dintr-o casă conspirativă a Partidului Comunist din strada Iacob Felix. Ce se întâmplase? Inginerul Ceaușu fusese convocat la palat, deci Emil Bodnăraș fusese convocat la palat alături de Lucrețiu Pătrășcanu și se comunicase faptul că antoneștii au fost arestați și se află în seiful cu timbre al vilei din spatele Palatului Regal. Bodnăraș a dat dispoziție subordonaților săi din formațiunile de luptă patriotice, cei care se găseau, această grupă era formată din chelneri, ospătari, care lucrau aici în zona palatului, la restaurantul Cina, la Mont Jardin și așa mai departe, și s-au strâns imediat în casa unui comunist din strada Iacob Felix, numărul 89. În această casă s-au strâns în seara zilei de 23 august, cei 7 care formau această grupă, și de acolo, din Iacob Felix 89, au venit pe jos către Palatul Regal. Ajungând la Palatul Regal, ei nu au fost introduși în Palatul Regal pe aici, prin poarta principală din aripi Crețulescu, ci printr-o intrare administrativă, am să vă arăt acum, era o ușă folosită de funcționarii palatului și care, la fel, de asemenea, se găsea în această aripă a Palatului Regal, aripa Crețulescu. Grupa a fost așteptată în ușa pe care am să vă arăt acum de către Emil Bodnăraș și adjunctul său din comandamentul formațiunilor de luptă patriotice, Ștefan Mladin. Ștefan Mladin, la fel, era un dezertor, un fost ospătar la Mont Jardin, la restaurantul Mont Jardin, și care în primăvara anului 1944 fusese însărcinat de către Emil Bodnăraș să organizeze aceste formațiuni, aceste echipe de șoc ale Partidului Comunist, pentru ca la momentul oportun, în clipa în care va avea loc schimbarea de regim, ei să fie pregătiți cu arme, muniții și diferite echipamente militare, de pildă grenade, ei să fie pregătiți pe poziții de luptă în orice clipă, în așteptarea zilei Z, a orei H, care fusese inițial fixată de către conspiratori în data de 26 august. Aceasta este ușa folosită de funcționarii palatului, unde Emil Bodnăraș și adjunctul său Ștefan Mladin i-au întâmpinat pe cei 7 luptători din formațiunile de luptă patriotice. Ei aveau o brasardă tricoloră, purtau o brasardă tricoloră pe brațul stâng și inclusiv inginerul Ceaușu, pe care era aplicată monograma P, de la Patriot. Aici au fost preluați cei 7 luptători, au fost conduși prin aripa Crețulescu și apoi în spatele Palatului Regal, unde se afla Casa Nouă. I-au preluat pe cei doi antonești, i-au introdus într-un autobuz care aparținea batalionului de gardă regală, deci unitatea de elită care asigura paza palatului, și erau militarii din acest batalion de gardă regală, erau fideli regelui, așa cum și mareșalul Ion Antonescu avea o unitate de elită specială, respectiv regimentul conducătorului statului. Militarii din subornia regimentului conducătorului statului purtau pe epoleți monograma IA de la Ion Antonescu, iar cei din batalionul de gardă regală purtau monograma M de la Mihai I. Antoneștii au fost preluați de către această grupă de șoc a Partidului Comunist, au fost îmbarcați într-un autobuz condus de caporalul Gheorghe Bunea, iar în fața lor, în fața acestui autobuz, a fost amplasată o mașină în care s-au urcat Ștefan Mladin și cu inginerul Bodnăraș, deci un fel de antemergător, care această mașină a deschis drumul autobuzului către cartierul Vatra Luminoasă, acolo unde se afla o casă conspirativă a Partidului Comunist și unde au fost reținuți antoneștii și cei care fusese chemați la palat, respectiv prefectul Poliției Capitalei Mircea Elefterescu și Constantin Pantazi și generalul Pichi Vasiliu, care era subsecretar la Ministerul de Interne și șef al Jandarmeriei Române. Cei 5 au fost urcați în acest autobuz, transportați în cartierul Vatra Luminoasă și reținuți, sechestrați în această vilă a Partidului Comunist din cartierul Vatra Luminoasă.
Ei au fost ținuți acolo până când luptele din București au încetat și ulterior au fost predați armatei sovietice. Ce ar mai fi de spus este că șoferul acestui autobuz, caporalul Gheorghe Bunea, care făcea și el parte din batalionul de gardă regală, a fost singurul militar care a știut locul unde se află Antonești timp de 7 zile. Nimeni nu a știut unde se află Antonești, nici chiar cei din conducerea guvernului, pentru că acest loc trebuia ținut în secret ca trupele germane aflate în București să nu afle locul în care se găsesc Antonești pentru a-i elibera. Exact pe sistemul Mussolini, pentru a evita capturarea lui de către germani și în cazul în care ar fi capturat, ar fi fost așezat în fruntea unui guvern pro-german. Iar guvernul care semnase armistițiu ar fi fost înlăturat. Deci un fel de monedă de schimb. Deci acest caporal Gheorghe Bunea a fost singurul care a știut locul în care se află reținuții Antonești la sfârșitul lunii august 1944. Ce ar mai fi de spus este că imediat după ce regele la ora 12:30 noaptea a plecat în refugiu la Dobrița, în județul Gorj, Antonești au fost preluați de către comuniști, așa cum am spus, la ora 3 dimineața. Iar în dimineața zilei de 24 februarie, începând cu orele 10:11, aviația germană a întreprins mai multe raiduri asupra capitalei în zilele de 24 și 25 august, care au visat pedepsirea noului guvern, deci bombardarea principalelor clădiri guvernamentale din București. Și în acest fel au fost bombardate Palatul Regal, Palatul Telefoanelor, unele bombe au căzut și pe clădirea Teatrului Național, bombele care erau destinate Palatului Telefonelor, dar din păcate au căzut și pe clădirea Teatrului Național, care ulterior, din cauza avariilor suferite, primăria a fost nevoită ca după câțiva ani să o demoleze și a rămas un loc virant timp de câteva zeci de ani. Palatul Universității București, Ateneul Român, Hotel Splendid, Atene Palas, mai multe obiective din București, civile sau militare, au fost afectate de aceste bombardamente de pedepsire a noului guvern instaurat la 23 august 1944. Astfel, clădirea Palatului Regal, putem spune că nu numai la 23 august a suferit de pe urma unor evenimente istorice, pentru că câteva zeci de ani mai târziu, la 23 decembrie 1989. Din nou, clădirea Palatului Regal a suferit grave pagube, avarii, în clipa în care armata română a deschis focul prin tancurile care erau amplasate în evantai în Piața Revoluției. A deschis focul cu toate calibrele, cu tunurile, cu mitraliere de pe tancuri și cu armele automate ale militarilor dispuși în piață, toți crezând că aici se găsesc teroriștii care vor să atace noua putere care își fixase reședința în clădirea fostului Comitet Central de vis-a-vis de Palatul Regal. Și atunci s-a declanșat această canonadă care a dus la incendierea Palatului Regal și la distrugerea unor opere de artă inestimabile. La fel s-a întâmplat și cu clădirea din spatele meu, care, mă rog, nu se vede acum, clădirea Bibliotecii Centrale Universitare, care de asemenea a fost incendiată și bombardată și astfel s-au distrus cam aproximativ 500.000 de volume, unele de o valoare foarte rară, inestimabilă. Deci Palatul Regal, putem spune, ridicat în anul 1935-1936, trebuie spus că clădirea Palatului Regal nu a fost finalizată în anii 30, pentru că aripa Știrbei, deci din spatele nostru, aripa de nord, care se află pe strada Știrbei-Vodă, a fost, la momentul 23 august 1944, se afla încă în construcție. Ea a fost finalizată abia în anii 50 de către comuniști și a fost destinată ulterior adăpostirii Muzeului Național de Artă al României, care a fost inaugurat în 1950. Mai trebuie spus că în jurul Palatului Regal, la momentul 23 august 1944, se aflau în hotelurile care se află în preajma Palatului Regal, în Hotel Splendid Park, menționat anterior, și Atene Palace sau în Hotelul Stănescu. Aceste hoteluri găzduiau ofițeri și suboficeri ai misiunii militare germane, acreditate la București, cele trei misiuni militare germane, misiunea militară navală, misiunea militară a aerului și misiunea militară de uscat, care funcționau la acea vreme în București. La momentul 23 august 1944, momentul arestării a fost ținut foarte bine în secret, pentru că exista acest pericol ca Palatul Regal să nu fie prins ca într-o colivie de către trupele germane găzduite în hotelurile amintite și ca cei doi antonești să fie eliberați în urma lor cu asalt de către Germania Palatului Regal. Și mai trebuie spus că la momentul 23 august conspiratorii au prevăzut acest moment critic care avea să vină după arestarea antoneștilor și pentru acest lucru s-au pregătit foarte bine. Batalionul de gardă regală fusese pregătit ca de război, era un fel de cetate bine înarmată, se găsea și un pluton de tancuri. Tancurile acestea erau patru tancuri tip Renault și se aflau în spatele Palatului Regal, în garajul de la subsolul palatului. Garda palatului fusese întărită cu un pluton de aruncătoare, aruncătoare de flăcări, un pluton de aruncătoare de mine și întărită garda Palatului. Toate aceste trupe fusese puse la dispoziția batalionului de gardă de către comandamentul militar al capitalei, al cărui șef de stat major, colonelul Dumitru Dămăceanu, făcea parte din rândul complotiștilor. Și, așa cum am spus, tot Palatul Regal era pregătit pe poziții de luptă,
în momentul în care Antoneștii ar fi fost capturați și arestați, să fie pregătiți în cazul luării cu asalt de către militarii germani aflați în preajma palatului și care supravegheau și monitorizau în permanență mișcările de la palat. În clădirea din spatele meu, care se află la confluența străzilor Ion Brezoianu cu bulevardul Elisabeta, se găsea la momentul 23 august 1944 Hotel Princiar. Acest hotel găzduia câțiva militari ai misiunii militare a aerului, ofițeri și suboficeri, și a fost unul din obiectivele blocate de trupele noastre imediat după emiterea proclamației regale din seara zilei de 23 august. Hotelul a fost cucerit relativ repede, trupele noastre s-au instalat rapid și a fost, să zicem, un asalt fulger. Militarii nu au opus rezistență și a fost unul dintre principalele hoteluri care a căzut în fața trupelor române, să spunem. Da, deci la momentul 23 august 1944, clădirea din spatele meu adăpostea Hotelul Princiar, un hotel în care se aflau militari care făceau parte din misiunea militară a aerului germană, care era condusă la acea vreme de generalul locotenent Alfred Gerstenberg. Gerstenberg, cel care este responsabil de atacul aviației germane asupra Bucureștiului, Gerstenberg este cel care l-a convins pe Hitler în noaptea de 23-24 august 1944 că el poate răsturna nou guvern cu câteva tancuri și cu câteva tunuri de artilerie, poate răsturna noul guvern instalat la putere și că îl asigura pe Führer prin misiunea militară a aerului că poate face ordine în București. S-a dovedit ulterior că Gerstenberg s-a înșelat și că vărsarea de sânge care a avut loc în zile în perioada 23 august-28 august 1944 în București, putem spune că îi se poate pune în cârcă acestui general german, un adept înfocat al ideilor național-socialiste de la acea vreme. Suntem în intrarea Rigas numărul 29C, din nou suntem lângă Cismigiu, parcul Cismigiu este la 4-5 metri de mine. De ce suntem aici? Pentru că în blocul din spatele meu, la momentul 23 august 1944, domicilia liderul Partidului Social-Democrat de la acea vreme, Constantin Titel Petrescu. Constantin Titel Petrescu, care făcea parte, în calitate de reprezentant al Partidului Social-Democrat, din blocul național-democrat. Coaliția politică formată din cele patru partide politice, PNC, PNL, PSD și PCR, care a contribuit la înlăturarea mareșalului Ion Antonescu din fruntea guvernului. Această coaliție politică s-a format în vara anului 1944 pentru a dobărâ regimul antoneștian. Coaliția a fost formată la presiunea apropierii frontului, pentru că armata sovietică se apropia ușor-ușor de fruntarele țării. Frontul se stabilizase în aprilie 1944 în zona Chișinăului, Iași-Chișinău, și era o perioadă de acalmie. Vara anului 1944 a fost o perioadă de acalmie pe front, pentru că sovieticii se concentraseră în nord, se concentraseră în Polonia, având ca obiectiv principal Varșovia, și trupele sovietice din sud rămăseseră un pic în urmă cu ofensiva. Numai că în august 1944, comandamentul sovietic, Stavka, a hotărât că a sosit timpul ca armata sovietică să acționeze și în sud, pentru a nu rămâne cu flancul descoperit. Astfel că, în data de 20 august 1944, armata sovietică a declanșat operațiunea Iași-Chișinău, prin care a reușit să spargă aliniamentul germano-român. Trupele române, româno-germane, la acel moment erau intercalate pe frontul din Moldova, tocmai pentru ca să nu existe defecțiuni în rândul trupelor române. Era o hotărâre a comandamentului înalt german de a intercala trupele române cu cele germane, tocmai în acest scop, pentru a nu exista defecțiuni. Și în 20 august, armata sovietică a spart frontul și a pătruns puternic pe teritoriul Moldovei și pe teritoriul României. Constantin Titel Petrescu, în acele zile de 20-23 august, a avut mai multe întâlniri, la fel ca în săptămânile precedente și lunile anterioare, cu liderii care formau această coaliție de forțe politice, țărăniștii, liberalii și comuniștii. Și la fel, în acele zile, Titel Petrescu a făcut mai multe vizite, odată către Aurel Lecuția, acolo unde Iuliu Maniu era găzduit de către avocatul Lecuția, Schitu Măgureanu, numărul 19. O scurtă paranteză, Iuliu Maniu nu a avut o proprietate în București. El a fost găzduit de prietenii săi politici, de Nerva Eleche și medicul Romulus Pop în Splaiul Unirii numărul 4, deci în blocul cec de pe Splaiul Unirii numărul 4. A fost găzduit în, să zicem, în vila lui Nistor Badea din strada Berna. A fost găzduit, așa cum am fost și în episoadele anterioare, în strada Sfinților numărul 10, tot așa de către apropiații săi politici, de către prietenii săi politici și, de asemenea, în Ion Vodă Caragea numărul 27. Și Constantin Titel Petrescu a întreprins numeroase vizite și contacte cu liderii politici care alcătuiau această coaliție din blocul național-democrat. Și putem spune că în acele zile Titel Petrescu a avut o activitate politică clandestină extrem de tumultoasă.
Domiciliul său se afla aici, așa cum am spus, în intrarea Rigas numărul 29C, în buza Cismigiului. Există și o apropiere cu diferite săli care ulterior vor găzdui ședințele Partidului Social Democrat, deci după ieșirea din ilegalitate, respectiv sala Amiciția, care astăzi se află pe strada Ion Zalomit, astăzi Centrul Cultural Maghiar Petrofi Sándor. Și de asemenea, întâlnirea Partidului Social Democrat după 23 august a avut loc și în sala Eforie, care se afla pe astăzi Bulevardul Elisabeta. Deci Titel Petrescu, la fel ca și Corneliu Coposu, locuia aici în buza Cismigiului. Corneliu Coposu locuia la o stradă mai încolo, pe strada Dr. Marcoviș, numărul 9, astăzi intrarea Victor Eftimiu, într-un bloc care, din câte știu, se chema Cismigiu Palace. Și ne vom îndrepta acum către acest bloc, care l-a găzduit pe Corneliu Coposu, era o garsonieră din acest bloc. Un bloc care, în data de 24 august 1944, a fost la rândul său bombardat de către aviația germană. A căzut, o bombă incendiară a căzut pe acest bloc și a distrus garsoniera lui Corneliu Coposu. El, imediat după 24 august, a fost nevoit să se adăpostească, la fel ca și Iuliu Maniu, la prietenii săi politici care locuiau în București. Blocul este acesta. El nu a fost puternic afectat de bombardamente, dar la etajele superioare, bomba incendiară care a căzut pe acest bloc a reușit să-i distrugă garsoniera lui Corneliu Coposu. Este același bloc în care a locuit și scriitorul și dramaturgul Victor Eftimiu, al cărui bust îl vedem amplasat în curtea blocului, un bust amplasat chiar de el, inițial în Cismigiu și mutat apoi în curtea acestui bloc după 1929, pentru că municipalitatea nu a fost de acord ca bustul său să fie amplasat în Cismigiu, în grădina Cismigiu, în parcul Cismigiu, și astfel Victor Eftimiu a fost nevoit să-și aducă bustul în curtea blocului său. Da, iar aceasta este intrarea Victor Eftimiu, numărul 9. La 23 august 1944, artera se chema Dr. Marcoviș. Dr. Marcoviș, numărul 9, și acesta este blocul în care a locuit Corneliu Coposu, secretarul particular al lui Iuliu Maniu, bloc care, vedem, păstrează în zilele noastre o frumoasă bulină roșie. Să sperăm că în anii următori și acest bloc va fi introdus într-un program de reabilitare, că există un astfel de program de reabilitare a clădirilor interbelice la Primăria București și să sperăm că și acest bloc va fi inclus în acest program de reabilitare. Trebuie spus și faptul că în această garsonieră a lui Corneliu Coposu din strada Dr. Marcoviș numărul 9 au avut loc și câteva întâlniri conspirative ale lui Iuliu Maniu. Iuliu Maniu a venit aici de vreo 2-3 ori pentru a se întâlni cu Lucrețiu Pătrășcanu, deci reprezentantul Partidului Comunist în cadrul Blocului Național Democrat. Aceste întâlniri sunt consemnate de către Corneliu Coposu în jurnalul său, care a fost publicat în urmă cu câțiva ani, sub îngrijirea Doinei Alexandru, jurnalistei Doinei Alexandru. Suntem pe Bulevardul Gheorghe Magheru. În spatele meu se află clădirea fostului Hotel Ambasador. Hotelul Ambasador, care la momentul 23 august 1944 adăpostea ofițerii superiori, să zicem, ai misiunii militare germane la București. Hotelul a fost unul din obiectivele blocate, înconjurate de către trupele Comandamentului Militar al Capitalei în ziua de 24 august 1944. Nu s-au purtat lupte în preajma hotelului, pentru că ofițerii care erau găzduiți aici au primit un ultimatum de la trupele care înconjuraseră hotelul, de la trupele române, și aceștia s-au predat imediat. Aici a fost luat prizonier și prințul major von Hohenzollern, cel căruia, după ce a fost luat prizonier, i s-au restituit sabia de ofițer la intervenția Palatului Regal. Hotelul Ambasador, care se află pe Bulevardul Maghelul, în partea dreaptă, este străjuit de către blocul Aro, care a fost proiectat de către arhitectul Horia Creangă, cel despre care, arhitectul modernist despre care am vorbit puțin mai devreme. Iar în stânga mea se află hotelul Lido, hotelul care în curtea sa, în curtea din spatele său, găzduiește o frumoasă piscină, care din păcate astăzi nu mai funcționează. O piscină care în perioada interbelică era singura care avea un dispozitiv de creare a unor valuri artificiale. Piscina a funcționat și în perioada comunistă. Era la fel singura piscină din București care avea această instalație de creat valuri. Trebuie spus că hotelul Ambasador la momentul actual nu mai funcționează. El se află într-o perioadă de, să zicem, semi-abandon, dar am înțeles că clădirea proiectată de arhitectul Arghil Culina va fi reabilitată în următorii ani. A fost cumpărată de un consorțiu de dezvoltatori imobiliari și în următorii ani va fi reabilitată și restaurată și redată circuitului turistic. Probabil sub aceeași titulatură, sub același brand de Hotel Ambasador. Mai trebuie spus faptul că în acele zile fierbinți de august 1944, nu numai Bucureștiul s-a eliberat de sub cizma armatei germane și Parisul,
În 23 august s-au purtat lupte crâncene în mijlocul Parisului între liderii insurecționali și trupele armatei germane care ocupau Parisul. Și 23 august constituie și momentul în care Parisul s-a eliberat de sub ocupația germană. La fel și Bucureștiul, care în zilele 23-24 august a reușit să învingă garnizoana germană din București și de pe Valea Prahovei. Și cam asta ar fi de aici, din apropierea hotelului Atene Palace, unde de asemenea au fost găzduiți numeroși militari ai misiunii militare germane din București și care au fost repede anihilați în ziua de 24 august 1944. Acestea fiind spuse, episodul de astăzi se încheie chiar aici. Nu uitați să scrieți în comentarii care au fost locurile care v-au plăcut și pe care le-ați cunoscut, locurile prin care treceți în fiecare zi sau cine știe când treceți, dar pe care le-ați văzut acum și istoria. Vă mulțumim și ne vedem data viitoare. Vă salut!